O fetiță de doar o lună din comuna Vidra, județul Vrancea, a ajuns la spital cu o foarfecă înfiptă în cap. Sora sa, cu un an mai mare, ar fi fost cea care a rănit-o. Mama a încercat timp de 4 ore să o calmeze, însă nu a reușit, așa că a chemat salvarea, dar starea fetiței se înrăutățise. Totul s-a întâmplat când fetița de doar o lună era în cameră cu mai mulți dintre cei 7 frații săi și mama, iar tatăl era în curte și îngrija animalele. Femeia își făcea de lucru prin cameră, tăind și aranjând o perdea. Mama fetiței spune că a uitat foarfeca pe pat, iar sora mai mare a fetiței a luat foarfeca și a lovit-o pe cea mică în cap, dar spune că nu și-a dat seama cât de grave erau rănile și timp de 4 ore a alăptat-o pe cea mică, încercând să o liniștească. Abia apoi l-a chemat și pe tatăl fetiței. Am uitat foarfeca pe pat. A venit fetița cea mică de 1 an și 3 luni. A luat foarfeca și i-a dat în cap. Am șters-o eu cu un pic de apă oxigenată, pune mama fetiței. Când și-au dat seama că starea copilei se înrăutățește, părinții au sunat la 112. După cele 2 stopuri cardiorespiratorii, medicii s-au chinuit și au depus eforturi să țină bebelușul în viață. În cursul dimineții au reușit să o stabilizeze pe fetiță și să o transfere cu elicopterul la București, potrivit Observator News. Copilul a ajuns cu un traumatism craniocerebral acut deschis. Starea lui era foarte gravă, în comă. A intrat în stop cardiorespirator de 2 ori, a declarat Alina Cosma, purtător de cuvânt al spitalului din Focșani. Medicii sunt însă rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Este într-o stare extrem de gravă cu creierul afectat. Este intubată și ventilată mecanic, pune și Raluca Alexandru, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar asistenții sociali au început o anchetă în urma căreia vor stabili dacă ceilalți copii ai familiei vor fi luați sau nu în grija statului, relatează Gândul.ro.